Președintele PNL Călin Popescu Tăriceanu a declarat că nu este în situația de a decide foarte repede cine îl va înlocui pe Tudor Chioariu, pentru că nu este o chestiune contra cronometru. El a menționat însă că, având în vedere importanța domeniului, nu va dura mult până la numirea unui nou șef la justiție. Răspunsul este nu. Nu am discutat despre înlocuitorul lui Tudor Chioariu. Sigur că am câteva propuneri, am câteva criterii, am văzut foarte multe speculații în presă, le mulțumesc analiștilor pentru aceste speculații, dar desemnarea înlocuitorului se va face pe baza unei consultări cu colegii mei din biroul politic. În schimbul portofoliului de la justiție, Tudor Chioariu a primit în partid funcția de secretar general adjunct pe probleme juridice, responsabil cu monitorizarea reformei în justiție. În ceea ce privește viitorul ministru, Norica Nicolai câștigă din ce în ce mai mulți adepți printre liderii liberali. Va fi un membru al Partidului Național Liberal. Ce șanse are Norica Nicolai? Reprezentant al PNL. Foarte mari, după opinia mea. Deși ar fi fost și doamna Weber un bun ministru al justiției, dar în condițiile în care a decis să opteze pentru Parlamentul European, își va îndeplini mandatul acolo. Cine e Victor Alistan?